ajuns la casă, că îți făcea iar capul calendar până acasă. Noroc a plecat cu aia, cu Irina. Da. Da. Da, băgam aia și pula în ele ce-am pățit și ce ne-am chinuit pe acolo. Până alea. Făcea zimnică, oprește bă că nu mai pot, m-am pișat în galoșe. Zice, nu mai pot să duc. Real dracu, iese țuica în galoșe acum. E bă, grele, că ăsta a fost câte unul, câte patru plase. Ăia le-a înboit așa și le-a făcut toate sul. Și noi a trebuit să le luăm cu totul. Cum dracul o fi îndoit? Pula mea. Ai văzut că are și țevile alea. Da, și le-a îndoit așa și le făcuse val. Și a trebuit să le luăm cu totul, că dacă n-aveam cu ce să le tăiem, să le facem mai mici. Da, în căruță. Păi n-auzi că-i furase căruțul lui ciobanul ăla să le care. Și le-a luat ciobanul căruțul de la... Și nu mai avea, cred că aștepta vreo căruță să le ia. N-a mai rămas decât două. Una la transformator, ai văzut? În spate, unde-i făcuse ei groapa aia. Și una mai încolo, ai văzut, spre reșapare. Două plase, atâta, în gardul ăla. Pe nu cred că le mai ia, că ce să ia pe ele? E slab. Da, bă, dacă ne-a zis alea, bă, ați avut ulei aici, mă? Da, mă, de ce? Pai de mine, era numai butoaie de 20 de litri pe aici, pe toate bălăriile astea pline cu ulei, zice. Da. Da. Și bunicul bătea pe ninel, pe pula mea. Pe cernat, ai văzut. Da. Bine, bă, Gheorghe, că am aproape am ajuns. Bine, vorbim mâine, bine, hai, pa, pa, pa. Sete bună! Da, că mâine dacă pleci de dimineață. Mâine. Da, uite ce domnice, să aduci introforul bec. O cerute. Dacă nu, dă-l dracule, dă-l să ducă după fiare. Vede, hai, pa. Ăștia era bun, dați la poliție și să ia poliția direct în țoale. Nu? Ce? Țigani ăștia. Dar nu se duce nici poliția. Și aici e de alea aparate de alea, dacă nu se drace ăștia de copieuri. Numai la aparate. Păcănele. Numai la păcănele toată ziua. Aici. Dă-i că merge. Da, aici. Hai, pa! Mai vii mâine, nu? Ha? Ha? Păi.